Bună ziua și bine ați revenit! Suntem în Oltenița, suntem cu domnul Petre Leonard și avem aici o carte pe care... O carte veche din 1932, scrisă de Alexandru Mărculescu, un filolog, absolvent al Universității din București, și care a făcut această monografie a Olteniței. E o pagină de istorie. Avem plăcerea și onoarea să stăm de vorbă pe baza acestei cărți care ne arată cum este și cum a fost orașul Oltenița, cum a fost construit. Și haideți să vedem, haideți să intrăm în pâine, să zic așa. Da, istoricul Olteniței, să spunem, poate fi și e atestată documentară această localitate, fără denumirea Olteniței. Daphnes se numea o cetate veche romană, de dinainte de Hristos. Da? Există la Muzeul Olteniței chiar artefacte de acum 6.000 de ani. Da. Civilizația Gumelnița. Am fost, avem material acum, se pregătește, poate chiar deja postat cu Muzeul Civilizației Gumelnița. Iar cu actuala denumire, Olteința, localitatea a fost atestată documentar undeva la 23 aprilie 1853, Neagoie Basarab, din câte... Acum vă spun ce istoria care se vehiculează, mentalul colectiv, așa să spunem. A vândut o moșie, a cedat o moșie locuitorilor și practic așa a apărut vatra orașului, Olteința veche, cum se mai spunea, da, cartierul de case, și așa a luat ființă. Avem și un colegiu național care, în cinstea lui Neagoie Basarab, chiar așa se numește, Colegiul Național Neagoie Basarab, din municipiul Olteința, unde au predat profesori celebri, Mircea Eliade, deci am avut un istoric, okay, să zicem așa, cultural interesant. Ok. Da? Deci, cam atunci e atestată documentar, de la 1853, cu această denumire de Olteniță. Dar exista denumirea a vechei așezări, de cea de mii de ani în vechime, Daphnes. Ok. Da? Care, așa cum spun istoricii și arheologii, începea undeva de la vărsarea Argeșului în Dunăre. Chiar de acolo, mergând spre Spanțov. Deci okay, era o așezare destul de mare, care avea și un rol militar. Se trecea Dunărea destul de des în perioada aia, cu diverse războaie. Da? Să mergem... Ziceați că ea a pornit Oltenița veche cu o biserică în jurul căreia s-a format... S-a constituit comunitatea. Exact. Da? Cartierul Oltenița veche, cum se spune acum. Practic de acolo e germenele Olteniței, da? Și în epoca modernă, să spunem așa, da? Da. Și de acolo s-a dezvoltat. Tot în Oltenița veche este și hanul, poate una dintre cele mai vechi clădiri din municipiul Olteința, care era deținut de un domn care se numea Niță Olteanul. Aha. Și cam asta e versiunea acceptată așa în general, că de aici vine denumirea Niță Olteanul, Olteanul Niță. Da? Okay. Deci trăgeau la Han, okay, da, okay, în Olteința veche, acolo. Și s-a preluat după numele lui și atunci alții spun că, să zicem, etimologia cuvântului Olteința vine din slavă. Alți lingviști, istorici, vine din slavă, Oltelnița, mă rog, care avea diverse versiuni. Dar s-a împământenit așa că, domnule, de la Niță Olteanu, Olteanu Niță, okay, de aici provine denumirea modernă a acestei așezări, atestată documentară în urmă cu mii de ani. Și tot în Olteința veche, deci avem aceste două obiective cu care, zicem, noi ne mândrim. Hanul, da, și biserica. Practic acestea sunt cele mai vechi clădiri din cartierul originar, da? Din Olteința veche. După aceea s-au construit turnul de apă, o să mai vedeți Moara Dunării, iarăși era deținut de o societate americană care îi spunea Dunărea, româno-americană, da, care avea o fabrică de cherestea, spunea fabrică de scânduri atunci, și Moara se numea fabrica de făinuri, așa se numea în perioada respectivă. Avea și fabrică de pâine, deci era și Moara Dunării, dar avea și fabrică de pâine. Și ziceați că pâinea aceea cu cartofi era un leu... Mi-amintesc că în copilărie se făcea pâine aici la Moara, chiar lângă noi aici, da, în capul străzii Oituz, pe bulevardul 22 decembrie. Era o pâine naturală,
cu cartofi, 1,65 lei costa, ne trimiteau părinții, bunicii să luăm pâine, era un magazin chiar pe strada Oituz, chiar vis-a-vis de fabrică. Foarte aproape aici. Foarte aproape, vis-a-vis de fabrică era magazinul, da. În curtea unui om care făcuse în camera de la stradă un magazin de pâine. Și ne duceam, cât erau, 100 de metri, da? Luam pâinea, nu mai ajungeam pe acasă, eram toți copiii după stradă, era caldă, fierbinte, da. Și cu cartofi aveau aromă, era pâine intermediară. Avea o aromă deosebită, era făcută pe vatră, da? Da? Și da, aroma aia de copt, de, știți cum e, da? Deci pâinea, era coaja aia crocantă, mirosea teribil. Și eu mâncam, toți copiii de pe stradă mâncau, da, și când ajungeam, ceream iar bani să ducem să luăm pâine și luam 6 pâini. Așa făceam, așa făceam noi cu sifoanele, când mergeam să cumpărăm sifoane, nu mai ajungeam da, cu cam așa se întâmpla. Da. Aveam sifoanele acelea din aluminiu, din sticlă, cu din sticlă, plasă, da. De-aia care ruginea plasa, mă rog, da. Știm că eram, ne rupeam și noi cerunchi cu, era sifon aproape cât noi. Da, deci Moara Dunării are o, e un simbol al orașului Oltenița. Da? Fabrica de pâine, Moara, deci deosebit, avem amintiri plăcute legate despre ea. Mergând așa pe axa asta nord-sud, da? Da. Mergem mai departe, v-am spus, este turnul d'apă, care e iarăși un simbol, e o clădire foarte frumoasă, renovată de curând, de vreo 5-6 ani, de vechea administrație și chiar arată foarte bine. Și acum e un muzeu în interiorul. Da, un muzeu pescăresc, profil pescăresc, că s-au accesat niște fonduri europene. Pe... Noi acum am observat că e ceva temporar, niște poze foarte vechi ale orașului. Ceva, foarte... ne-au spus colegii că e un, uh-huh, un muzeu temporar, dar da, înseamnă că el de bază e pescăresc. Da, și lângă turnul de apă este iarăși un muzeu care e în cadrul unui centru multicultural, Casa de Cultură, cum se spune așa. Da. Și acolo s-a mutat Muzeul Civilizației Gumelița, care și el era într-o clădire istorică, care există și acum pe strada Argeșului. Am fost și în clădirea aceea istorică, am fost, da, și în partea strada și am vizitat muzeul. Da, o clădire deosebită. Cea acolo de a funcționat banca, filiala Băncii Naționale, da, din municipiul Oltenița, după aceea Institutul de Statistică, unde a lucrat și mama mea o perioadă, înainte de spre la filatură. Deci cam asta ar fi, să zicem așa, pe zona respectivă. După aceea, dacă mergem spre apus, spre vest, de la Moara Dunării facem dreapta, pe lângă Parcul Mare. Parcul, da, Mare, iarăși, e un simbol al orașului. Un parc foarte, foarte vechi, știu că e foarte vechi. E parcul. Foarte vechi, de curând, de vreo 5-6 ani s-a construit și un, adică o statuie nouă, era un monument, da, acolo, o placă comemorativă pentru eroii din Primul Război Mondial. Și de curând, de câțiva ani, s-a făcut și o statuie, s-a amenajat, e un parc frumos. Am văzut, am trecut, frumos, e foarte curat și acum arată bine. E luna iunie, totul e înverzit, e frumos, flori, copaci, chiar e plăcut. Și mergând pe lângă parc, o luăm în stânga spre sud și ajungem pe, la o clădire iarăși istorică, la Hale, la Piața Veche. Așa. Pe Bulevardul Republicii, da? Deci acolo e ceva deosebit, adică o clădire istorică, genul de han. Cum e hanul lui Manuc, da, dar păstrând proporțiile, cu o curte interioară unde sunt magazin, pescărie, deci... Chiar e o plăcere să vizităm acolo, e, dacă vreți așa, e încărcată de istorie clădirea respectivă, pentru că la piață se întâlneau toți. Beau adălmașul când se înțelegeau, mai vindeau cartofi, animale, păsări, ce vindeau ei, veneau cu carele și mă refer și la comunele din jurul Olteniței. Veneau la târg, cum se spune. Da. Da? Și locuitorii Olteniței veneau și cumpărau varză, cartofi și așa mai departe. Ei, și vis-a-vis de ea, dar mai în sus sau mai în jos, este și Piața Nouă, să zic așa. Piața Nouă, da, pe diagonal, așa, pe de clădirea veche, da, o piață nouă, care trebuie modernizată, nu e așa de încărcată de istorie, e o construcție provizorie, din tablă, fier, da, deci nu e o clădire din zid, cum e cea ne bucurăm veche. Că cea veche încă mai funcționează, ne-a spus da, că... Da, 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 încă funcționează, da, da, sunt magazine, chiar e plăcut, o caramangerie, măcelărie, da? Da. Deci pescărie, pescărie. Chiar e foarte plăcut și curtea interioară îți dă o senzație plăcută. La halul Manuc se intrau cu carele, da, în curtea interioară. Da. Deci lăsai carul acolo, caii băgai în graj, mâncau și te cazai sus și mâncai. Asta era la halul Manuc. La noi, nu știu, probabil că intrau cu carele, descărcau și plecau seara acasă în comune din jurul Olteniței, Chinogi, Curcani, Ulmeni. Da? Da, noi avem și o tradiție pescărească foarte, fiind pe malul Dunării, pe malul Argeșului, vă dați seama că practic se consuma foarte mult pește. Peștele era mâncarea săracului înainte de 89. Acum a devenit un pic mai de lux, elitist, așa, da? Dar încă se mai găsește. Da? Deci avem pescari scusiți,
chiar am văzut fotografia unei pescară de la noi din Oltenița, care a prins un crab săptămâna trecută, un crab mare de 12-15 kg, un crab românesc pe Dunăre. Da. Foarte. Deci avem încă mai, ne desfrucăm, să zicem așa. Mai mult, pe malul Dunării aveam până în 89 o salbă de sălci, chiar pe malul Dunării, și erau amenajate la prepeleac, le spunea. Deci niște scări de lemn în copac, copacii erau verzi, sălcii erau vii, da? Și era un podeț amenajat în pom, cu, sigur, cu mese, cu scaune frumos. Ce și urcau spătarul în pom pe treptele alea și te servea cu mici, pește prăjit, o sticlă de Pepsi sau o bere și stăteai, afară erau 40 de grade, era foarte cald, noi stăteam la umbră, mergeam cu părinții. Numai eu, toți oltenițenii, care era foarte ieftin, foarte accesibil. Și afară era foarte cald, noi stăteam la umbră, într-o salcie, bătea vântul și se mișcau crăcile sălciei și venea și briza mării, briza Dunării. Da. Deci ne răcoream, priveam dealurile de la bulgari, care cândva au fost ale noastre, fostul cadilater. Turtucaia? Turtucaia. Okay. Turtlacan spun bulgari, noi spunem Turtucaia, unde sunt mulți români. Soaca mea are multe rude acolo. Ne duceam des când aveam un vaporaj care făcea legătura. Până acum vreo 7-8 ani era un vaporaj dintre ăsta care făcea legătura între Oltenița și Turtucaia. Ce s-a întâmplat cu copacii, cu sarcile? Au fost tăiate. Da, păcat. Nu mai este nici port turistic, terenul a rămas. Deci terenul pe care s-ar putea construi portul turistic, da, a rămas. Se tot probite de zeci de ani. Din păcate, exista și un minicar ca la mare, trenuleț, cu un tractoraj micuț îmbrăcat așa, cu desenat, cu Donald pe el, tractorajul ăsta leu, îi spuneam noi, și avea două, trei remorci ca la mare, descoperit, adică aveai un parasolar deasupra și restul era, nu era cu geamuri, și te ducea din oraș, din centru, până în port. E o distanță destul de mare, 2 km, și atunci aveai senzația că ești la mare. Da. Deci pentru copiii care, mulți copii, și acum cred că mai sunt, nu au ajuns în viața lor la mare. Și când se suia un trenulețul ăla, avea o senzație pe care avem noi cei care am avut șansa să mergem la mare. Dom'le, mă duc pe malul apei, da? Nu malul mării, malul Dunării. Se făcea baie la Dunării, că îi spuneam noi, se trecea peste Argeș. De ce făceam baie înainte de vărsarea Argeșului în Dunăre? Avea o explicație simplă. Nu exista stație de epurare pe vremea lui, înainte de 89. Okay. Și toate apele din București, ape uzate, industriale, da. Ape, da? Da. Veneau și se vărsau în Dunăre. Și în locul unde se vărsau toate apele astea uzate din București, Dunărea devenea mai murdară, da. Ca să nu spun mai multe. Da. Și atunci noi treceam Argeșul pe o pasarelă. Era ca să fiți înaintea deversării. Da, în Amonte. Da. Da? Și acolo era, încă și acum, pădure, o pădure virgină, crescută natural, așa, da? Pe malul Dunării și ne spuneam la Dunărică. Deci treceam peste Argeș, ne duceam în pădure și pădurea venea până pe malul Dunării. Și acolo făceam baie, o apă extraordinară, o plajă foarte frumoasă, deci era marea noastră. Da. Dunărică era marea noastră a oltenițenilor. Și mergeau toți, era gratuit, ne duceam copii de la bloc, din cartier și ne duceam și făceam... Era și puțin inconștiență, așa că riscul mare totuși erau... Că acum ne gândim că e riscul mare, dar... Atunci ne gândeam. Nu cred că era riscul. S-au mai întâmplat și drame așa mai rar, dar se mai înnecau. Au fost situații de genul ăsta. Ne duceam în not până pe șenalul navigabil, până la mijlocul Dunării. Ceea ce era destul de periculos. Așa da. Și o făceam astfel încât să putem reveni înainte de a se vărsa Argeșul în Dunăre. Adică Dunărica e puțin mai încolo de vărsarea Argeșului, la vreo 100-200 de metri. Și noi trebuia să, dacă ieșeam în larg, notam mai mult, să revenim înainte să vărsa Argeșul, că după aceea ne murdăream. Era mai o apă mai neplăcută. Da. Deci, un oraș frumos, un oraș cochet, din punct de vedere turistic, are un potențial fantastic. Gândiți-vă, bucureștenii sunt 3 milioane de cetățeni. Bine, oficial sunt aproape 2 milioane, 1.800.000, dar în realitate sunt vreo 3 milioane. Vorbim, de exemplu, Popeșe Ordeni. Popeșe Ordeni, de fapt, București, că e o țeavă pe care scrie Popeșe Ordeni. Deci, nu e nicio distanță. E un cartier al... Să zicem așa. Da, e un cartier al... Deci, dacă punem toată zona metropolitană, să zicem, a capitalei, sunt 3 milioane de cetățeni. Apropo, Oltenița face și aparte în zona metropolitană. Deci, zona metropolitană a capitalei României se întinde până la Dunăre.
Deci și noi suntem, dacă așa, in extenso, un cartier, o suburbie. Chiar am văzut aici în carte că făceați parte din Ilfov. Județul Ilfov, da. Da. Cred că prin 1981 președintele de atunci, Ceaușescu, s-a gândit să înființeze un județ care n-a existat niciodată în istoria României, județul Călăraș. Și județul Giurgiu. Giurgiu. Da. Și noi, dacă până atunci ne duceam, când ne duceam la reședința de județ, capitala județului, care era Bucureștiul, capitala județului, da, Ilfov, era și capitala României, era o plăcere, se ducea tata la județ, să zicem, la București, și venea cu covrici, cu macul. Deci era o plăcere să te duci la județ, cum se spune. După 81 am fost alondați municipiului Călăraș. S-a înființat județul Călăraș, care era un fel de Olteniță, adică o localitate mai mică în județul Ialomița. Slobozia era municipiul reședință de județ, da, și Călăraș era una dintre localitățile din județul Ialomița și era subdezvoltat. În momentul în care s-a înființat județul Călăraș și municipiul Călăraș a devenit noua Slobozia a județului Călăraș, practic mai toate fondurile s-au dus acolo și Olteința a început să decadă din punct de vedere economic. Și zicea de partea turistică, da, de potențial. Potențialul e fantastic. Poate că așa a vrut Dumnezeu să întâmple. Sunt 3 milioane de bucureșteni. Facem un calcul simplu, așa, sumar. Din 3 milioane de bucureșteni, să zicem 1%, 30.000. Da? Bucureștenii, după ce cresc foarte mult, este cea mai mare piață din România. Deci piața locuitorilor din capitală e cea mai importantă piață. 10%, mai mult de 10% din PIB-ul României e făcut la București. Produsul intern brut, da? După ce că sunt mulți, au și bani bucureștenii, da? Deci puterea de cumpărare e mult mai mare, salarii mari, mă rog, alte posibilități. Da. Capitala europeană, e firesc, nu, da, se compară, da, 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 cu o urbe de provincie, da? Bun, 1% din ei înseamnă 30.000, da? Dacă 30.000 de locuitori am reușit să-i atragem la Olteința, să-și petreacă în turismul de proximitate, adică nu să stea 3-4 ore pe DN1, ducându-se la munte, da? La Sinaia, la Brașov și stai la Comarnic de îți vine, da, să... Știm. Așa, da? Nu stai bar la bar. Turismul de proximitate înseamnă acel turism care îți permite ca într-o oră să ajungi într-o destinație turistică. Asta dacă se termina sau dacă se va termina vreodată acest canal? Nu neapărat. Nu, da, discutăm și de canal. Ah, ok. Olteința București, 60 de kilometri. Ah, da. Cu mașină. DN4, drumul național 4, București-Olteința. Deci se poate ajunge foarte rapid. Da? La Olteința, într-o oră, ești aici. Sau cu autocarul. Deci există tur operatori din Olteința, din București, agenții de turism. Dar și cu trenul chiar. Cu trenul. Bravo, e un operator privat care chiar își face treaba. Da. Da? Și gândiți-vă, ia cu autocarul din București ca să poată să bea și un vin alb pe lângă peștere. Da? Da. Deci 30.000 de locuitori, care o vară are mai multe weekenduri, da? Să zicem 15 weekenduri așa mai. Și dacă ar cheltui fiecare, să zicem, familie, mă refer la familie, că de regulă vii cu soția, cu prietenii, cu vecinii, colegii de serviciu, să zicem o familie de 3 persoane, ar cheltui 100 de euro pe weekend, vineri, sâmbătă, duminică, la Olteința, pe cazare, pe masă, pe mini-croaziere, pe Dunăre, diverse, degustări de vinuri și așa mai departe. Avem aici o podgorie în zona... Asta voiam să întreb, se fac astea? Nu se fac. Ah, okay. De-aia am spus că potențialul e mare. Okay. Cândva s-au făcut. V-am spus că eu m-am căsătorit în port, era un restaurant chiar pe malul Dunării și acum, dar e poliție de frontieră în clădirea respectivă, cu o terasă chiar pe malul Dunării, superb. Deci în 17 noiembrie 1990, acolo mi-a făcut cununia civilă. Da. Da? Superb. Cu cuptor de pâine, cu grătare, cu lemne, cărbune afară, cu rotisori, deci ceva deosebit. V-am spus, ieși acum, terasa e o plafon betonată în paragină și clădirea aia mare o folosesc doar câțiva polițiști de frontieră, că ce frontieră să fie între România și Bulgaria? Bulgarii nici n-au polițiști de frontieră, ca să înțelegeți. Da. O să intrăm în Schengen, deci nu o să mai fie nicio frontieră. Să rămână mama soacră, să rămână, da, ziua. Și să vă fac cunoaște. Gândiți-vă la un calcul simplu, sumar. 1% din cei 3 milioane de bucureșteni care au și bani, normal, locuitori ai unei capitale europene, nu? Dacă ar cheltui într-un weekend 100 de euro pe cazare, adică vineri, sâmbătă și duminică, da? Să ia un autocar din București, ia vineri după amiaza când îi termină jobul și aduce duminică seara sau luni dimineața. Fac o scurtă paranteză, asta am văzut în Norvegia, veneau vinerea cu trollerul după ei la serviciu. Și am întrebat, măi, dar de ce veniți cu trollerul la serviciu? Păi ce, noi de aici plecăm la aeroport. Deci ei vinerea plecau la aeroport, plouă foarte mult, vreo 265 de zile pe an plouă în Norvegia și e cam deprimant. Și atunci ei veneau cu trollerul vinerea dimineața la serviciu, de acolo plecau direct la aeroport, luau avionul până în sudul Spaniei,
Da, unii și în Portugalia, și stăteau la soare, apă, nu? Marea Mediterană, în sudul Spaniei, nu? Da? Și se întorceau luni dimineața la serviciu. Tot la serviciu. Cu trollerul. Da. De ce? Ca să stea trei nopți. Vineri noaptea, sâmbătă noaptea, duminică noaptea. Deci valorificau la maxim timpul liber. Exact. Și există și înțelegeri din partea angajatorilor. Da. Că nu era o problemă că vii cu trollerul, lăsai la firmă acolo și vrei luni dimineața la cât? La 9. Păi, la 9 eram, venea la aeroport la 7 dimineața. Mai bun, Exact, oamenii veneau relaxați, cu un tonus pozitiv, bronzați, îi vedea soarele, păi nu prea îi vede soarele. Da. Da? Deci, închid paranteza. Da? La fel ar putea și la noi. Să iau autocarul vineri după amiaza, îi duce la Oltenița, îi cazăm, avem pensiuni în Oltenița, pensiuni agroturistice, dar nu avem încă un hotel, să spunem, am avut cândva un hotel ultracentral, hotelul Dunărea, apropo de Societatea Română-Americană, care deținea Moara Dunării, fabrica de cherestea, aveam un hotel cu restaurant chiar în centru, vis-a-vis de primărie, hotelul Dunărea, și acolo existau multe camere, există și acum camere. Dar și pensiunile sunt foarte bune. De ce? Foarte bune. Pensiuni agroturistice, condiții excelente, suntem totuși mileniul 3, aproape de o capitală europeană, chiar avem tot confortul. Și s-au făcut cu fonduri europene, chiar s-au făcut câteva pensiuni în Oltenița și ar putea veni, îi cazează aici, facem cu o mini-croazieră pe Dunăre. Cred că astea trebuie organizate. Mini-croazierele, degustările de vin, pește prăjit. Pește. Da? Deci gândiți-vă un cazan de la mare cu ciorbe de pește făcut la un foc de tabără, ce aromă deosebită. Cred că asta trebuie să, de fapt, pentru asta organizate, inventate, organizate. Da. A trebuit să existe niște tur operatori, agenții de turism, din București, din Oltenița, nici nu are importanță de unde, care să organizeze chestia asta. Da. Deci de la omul, de ce să vină cu autocar? Unii vin cu mașini personale, vin cu șalupe, că își pun o remorcă de jeep și vin cu jet ski, cu șalupă sau cu mini yacht. Da? Unii vor să vină așa, fără mașină, nu m-am săturat de mașină în București, bară la bară, stres, în weekend nu vreau să vă mașină, să sună autocar și poate să și bea un pahar de vin alb lângă peștele la prăjit, o ciorbă de pește și toate astea. 100 de euro ori 30 de mii înseamnă într-un weekend 3 milioane de euro? Da. 3 milioane de euro care intră în economia locală a Oltenței. Da. Și gândiți-vă că sunt vreo 15, deci 3 luni de vară, să spunem așa, 3 luni de vară. Fiecare lună are vreo 4-5 weekenduri, da, depinde de cum, da? Deci vorbim de 12-15 weekenduri. Zicem 10, hai să mergem pe varianta minimală. Păi 10 weekenduri la 100 de euro. Gândiți-vă că vorbim aici de 30 de milioane de euro e într-o clar vară. Că ar urca economia asta, e clar. Păi vă spun de ce, uitați, bugetul pe anul trecut a fost undeva la 14 milioane de euro. Pe anul trecut. Cu 2 ani a fost bugetul municipiului Oltenița, da? 10 milioane, 11 milioane de euro, da? S-a mai mărit bugetul că s-au mărit taxele, impozitul pe casă, pe mașină, pe teren și atunci a mai crescut de la 10 la 11, la 14. Da, se scumpește fiecare an, se măresc taxele astea. E, gândiți-vă că ar intra cele 30 de milioane, deci 3 milioane de euro pe weekend, ori 10 weekenduri la modul minimal, nu 15, înseamnă 30 de milioane de euro într-o vară. Da. Păi pe lângă bugetul Olteniței, bugetul de regulă, să zicem 10-15 milioane, mai vin încă 30. Păi vă dați seama că explodează toată economia locală, servicii, comerț, tot ce înseamnă, da? Da. Cazare, restaurante, transport, firme de pază, deci s-ar putea face multe. Amenajarea unei marine. Știți cum s-a făcut la Eforie Nord de către George Copos? O marină, adică un fel de parcare pentru nave, pentru cei care nu știu. E împrejmuită cu un dig din pietre, dintre acelea, dar... Stabilopos. Da. Exact. Și e împrejmuită, tocmai ca să fie protejată de valuri și acolo se ancorează o mini șalupă, un mini yacht, un jet ski și așa mai departe. Vă dați seama câți bucureșteni au bani și au și șalupe, au și yachturi și ar lăsa aici yachtul sau șalupa, să nu mai care cu jeepul, cu remorca în fiecare weekend. Dacă să veniți în weekend... Și ar putea după aceea să vină în fiecare weekend. Exact. Acum nu i-ați văzut că e luni. Dacă veniți vineri sau sâmbătă, o să vedeți bucureșteni cu jeepuri, cu remorci, cu șalupe, cu yachturi, mini-yachturi, cu jet ski-uri care vin la Oltenița și se duc pe Dunăre să plimbă. Pentru că nu există un cadru organizat. Și aici nu e treaba primăriei sau nu, e vorba de operatori privați. Okay. Cu agenții de turism sau mai multe, din Oltenița, din București, din Călăraș, de unde vrea el să fie, să fie tur operator, să organizeze chestia asta. Și oamenii ar veni relaxați și s-ar putea întoarce luni dimineața direct la serviciu, cum fac norvegienii. Da. Plec de vineri, ia de la Piața Sudului, să zicem, da? De la San Plața, unde e molul acela în București, da? Îi ia autocarul, îi duce, îi cazează pe malul Dunării, mini croaziere. Știți ce plăcut e când afară sunt 40 de grade la umbră în București, gaze de eșapament, clădiri încinse, asfalt, blocuri, betoane, să fii pe Dunăre, să te bată briza Dunării într-o mini croazieră?
să vezi dealurile de la Bulgar, să vezi și Oltenița, se vede foarte frumos de pe Dunăre, să mănânci o ciorbă de pește pe vas, da? Să te distrezi, muzică, dans, plăcut. De ce să facem asta? Știți câte vase de croazieră acostează în Oltenița? Peste 265 pe an. Ok. Știi? Sunt vase care aduc pensionari din Germania și Austria. Ei numai câștigă, români ei câștigă foarte sunt. Mult. Nu, români da. Nu sunt. Și vin două autocare de lux. Cum au coborât de pe vas, se suie în autocar și pleacă la București și vizitează Muzeul Țăranului Român și Casa Poporului. Îi aduc seara înapoi, da. Se suie pe vas și pleacă. Nu cheltuie un leu la Oltenița. Da, 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 pe da, ce da. Să cheltuie? Pentru că nu există, dacă cineva ar fi așteptat, vă spuneam de sălcile da, acelea. Punct turistic aici? Pun Vamal avem. Port turistic n-avem. Nu port. Am avut, dar nu mai e. Infotur sau ce? Un punct de informare turistică? Da, da. N-aveți, ok. Nu vreau să răspund că... Ok, da, gata, da, bine, da. Gata, am înțeles. Da. Cred că ar ajuta și asta. Ar ajuta, mult. Ar ajuta foarte mult, dar n-avem. Ok. De ce n-avem în 34 de ani? Da. Dar putea să cheltui, chiar și turiștii aia. Deci două autocare înseamnă 100 de persoane, da? Zicem așa, 100 de persoane, turiști străini, care ar putea să cheltuie măcar 10 euro de persoană când coboară pe mal și așteaptă, nu știu, grătare, un cazamare de ciorbă de pește și să mănânce la prepeleac. Deci să plantăm niște copaci, știți că acum se poate muta un arbor cu diametru de un metru. Da. Îl iei cu un camion, îl muți, ai făcut 10 arbori, ai plantat 10 sălcii sau pe malul Dunării, ai făcut o platformă din lemn, un prepeleac în copac și turistul german sau austriac, când se întoarce la el în țară, va fi cel mai bun promotor. Un vector de comunicare. Dom'le, am mâncat în pom. Da. Vreau să ați mâncat în pom vreodată? Eu nu am mâncat. Nu. Dacă ați mâncat în pom la Oltenița, n-ați povestit la toți vecinii noastre, la acasă, prieteni. Mi se pare deja o idee formidabilă. Eu am mâncat în pom, am avut șansa asta să mănânc în pom împreună cu părinții. Mergeam, erau acele sălci pe malul Dunării și efectiv urcau ospătarul pe scările de lemn până pe platformă, unde erau merse scaune frumos, friptură, pește prăjit, Pepsi, bere, ce vrei. Și te uitai la dealul de la Bulgar, cum curge Dunărea liniștit, bătea briza, stăteai la umbră în salcie, în salcia verde, da? Fantastic. E, gândiți-vă la cei 100 de persoane, acei austrieci, pensionari germani austrieci, sunt 200 și ceva de vase, am zis 265. Dar zicem așa, 200 de vase. Păi 200 ori 100 înseamnă cât? 20.000. 20.000 de comunicatori, de vectori de imagine, care se întorc în țările lor și spun, duceți-vă la Oltenița, da, să trăiți o senzație pe care n-ați trăit-o toată viața voastră. Deci când voastră, te rui la București, oprește-te în Oltenița, cam asta e ideea. Coboară acolo și mănânci în pom pe malul Dunării. Uite așa, printre degete au trecut și banii și oamenii, din păcate. Da. Timp de 30 ceva de ani. Da. Dar asta nu înseamnă că nu se poate face de acum încolo. Se poate, da. Trecutul nu putem schimba. Ce a fost, a fost, asta e... Învățăm din el, poate. Învățăm din greșeli. Da. Dar de acum încolo potențialul e fantastic. De ce e foarte mare potențialul? Că suntem la nivelul genunchiului broaștei. Deci suntem mai jos data unde să ne ducem. Deci nu avem decât să creștem. În jos nu putem să mai mergem. Exact, da. Și am spus, din turism, Oltenița poate trăi extraordinar de bine. Industria e la pământ. Deci s-a prăbus și totul, suntem un cimitir economic. Sau un oraș dormitor, pentru că 4.000 de oltenițeni fac naveta zi de zi la București. Avem o mare șansă că suntem o suburbie a capitalei, la doar 60 de kilometri, facem parte din zona metropolitană, cum am spus, a capitalei, și foarte mulți oltenițeni care nu o să mai lucreze, că aici, gândiți-vă că la o populație de, fac o scurtă paranteză, la o populație de 20.000 de locuitori, cât avem în prezent, noi am pierdut 17.000 de locuri de muncă în 30 ceva de ani. Și o să vă dau e o dramă economică. Da. Când spui asta, deja șantierul naval Oltenița, 6.000 de muncitori, turnătoria, de lângă șantierul naval, cu CTZ-ul, mai erau și acolo vreo 1.000 de muncitori. Filatura Oltenița, ați trecut pe ea când ați venit acum, pe partea stângă, sunt foarte multe hale, așa, da? Ok, da, 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 erau da, 4... am văzut în paragină, fără geamul, fără nimic. Acolo lucrau 4.000 de femei din Oltenița, da? Deci deja avem vreo 11.000 până acum. Fabrica de zahăr, mai pui și acolo, Iscip, fabrica de mezeluri, fermele de creștere și îngreșare a porcilor, erau 400.000 de porci. 400.000 de capete, erau crescuți, după aia tăiați în abator și după aceea făcuți mezeluri. Da. Da? Deci era închis totul acolo. Circuitul, da. Da. Mai erau și acolo aproape 800 de oameni, 1.000 de oameni. Deci 17.000 de locuri de muncă. Deci s-au pierdut. Și atunci, dacă industria e la pământ, suntem un cimitir economic, oltenițenii fac naveta 4.000 zilnic, cu mașinile, cu trenul, cu tren. Cu microbuzele. Își lasă bicicletele în gară și să se iei în tren, da, fac naveta, vin și iau bicicletele. Exact. Da. Și de acolo iau metrou, dacă se duc cu mașina, lasă mașina la intrare și iau la San Plața metrou, de la Piața Sudului, și se duc până unde au ei firma, unde lucrează ei. Mulțumim mult! Mulțumim!
Deci avem potențialul fantastic. V-am spus că putem dubla sau tripla bugetul Olteinței, bugetul regulat, anual, 14 milioane de euro, să avem încă 30 de milioane de euro din turism. Sunt sigur că se va întâmpla asta. Se va întâmpla. Problema e cât de repede. Asta e. Da, mulțumim frumos. Când și cât de repede? Depinde de oameni, de olteințeni. Pentru că, vedeți, există un proverb din bunicii, știm, omul sfințește locul. Dacă ești gospodar, avem o comună aici lângă noi, foarte aproape, la câțiva kilometri, Prundu se cheamă, face parte din județul Giurgiu, dar e foarte aproape de noi, de Olteința, că suntem aproape de granița dintre cele două județe. E ca în Austria, o comună din Austria. E acolo un primar extraordinar, Corbea parcă îl cheamă. De ce poate omul ăla? Dacă omul ăla a fost primarul Olteinței, vă dați seama unde eram acum? Deci cum a fost? Totul, cum e amenajată șoseaua, deci au strâmb de iluminat cu celule fotovoltaice, trandafiri frumos, parcă mai lată șoseaua, că au pus pietriș și au... Deci totul se poate. Într-o comună. Păi noi suntem municipiu. Dacă au putut ei. Deci omul sfințește locul. O să se poată, clar. Da, la un moment dat sunt convins că se va putea. Dar e păcat de timpul pierdut și de așteptare. Oamenii au așteptat de 34 de ani să întâmple ceva. Nu sperăm întâmplat. Acum că și tinerii vin din spate și pun și ei omul la treabă, vin cu idei. Da, din fericire se întâmplă asta. Sunt mulți tineri care au lucrat în Spania, Germania, Franța, Marea Britanie. Vin și cu bani. Da, și vin și cu know-how de acolo. Da. Cu atitudinea față de muncă, cu accesul la tehnologie. Și cu dorința de schimbare. Da? Da. Dorința de schimbare, că vor să trăiască și acasă la ei, cum trăiau în Spania acolo. Sau în Marea Britanie. Da? Mai vin tineri care, la fel, au lucrat în București în companii multinaționale și eu am lucrat în companii multinaționale americane, germane din București și vin la ei acasă. Dom'le, am acumulat experiență profesională, am acumulat capital, vreau să îmi fac aceleași condiții. Că suntem o suburbie a capitalei, suntem în zona metropolitană a capitalei. Da. De ce să nu trăim în condițiile astea foarte bune? Asta e bine și e clar că o să ajute, se va schimba, sunt convins. Se va schimba, dar probabil că destul de... Problema nu e dacă, ci când. Da. Cât de da. Repede. Deci nu, cu siguranță se va întâmpla, deci nu dacă, ci cât de repede. Deci când se va întâmpla. Dar, cu ajutorul Dumnezeu, eu zic că se va întâmpla. Bun. Revenim acum, deci vorbeam de potențialul turistic al Olteinței, dar de proximitatea capitalei, deci turismul de proximitate. Da, acum am înțeles ce potențial aveți, da. Fantastic. Da. Și ca noi sunt și altele, uitați, spre exemplu, noi suntem, Olteința este între două alte municipii, municipiul Giurgiu, în Amonte, da? De noi, și Naval e Călărașul, noi suntem la mijloc. Și Giurgiu și Călărașul au porturi turistice. Da. Da? Au restaurante pe malul Dunării, funcționale, da? Terase, tot, deci se fac bani. Eu știu mulți prieteni din capitală care în weekend se duc la Comana, spre exemplu. Okay. Parcul de distracții Comana. Da. Ca o pădure acolo și un lac frumos, amenajat, tiroliene. Și pentru copii e foarte... Exact, am fost și eu acolo de curiozitate. Da, pentru parc aventura, să vezi, și pentru copii. Foarte frumos. Ne fim pe malul Dunării. Au doar un mic lac acolo, te plimbi puțin. Vorbeam de potențialul turistic și de bucureștenii pe care am putea atrage în weekend, în turismul de proximitate, practic, într-o oră ajungi într-o destinație turistică, da? Dacă cei din comuna Comana, județul Giurgiu, cu o pădurice și un lac, au putut să atragă atâția turiști care cheltuie foarte mulți bani, inclusiv eu am fost cu familia acolo, mulți olteințeni s-au dus, da? De ce n-am putea face și noi, care avem și Dunăre, suntem la confluența Argeciului cu Dunărea, deci mai mult decât păduri, da. Mai mult, cu da. Pădurea de pe malul Dunării putem să facem și noi, tiroliene, mini-croaziere pe Dunăre, ce vă spuneam mai devreme, da? Doamne ajută să se facă și să apuc să mai fac materiale. Se va face, problema e cât de repede, dar se va face. Se va face, da. Dar să apuc să pot să promovez chestia asta, să fie un început, să pot să vin să arăt începuturile, m-ar bucura foarte începutul tare. S-ar putea să fie la sfârșitul anului viitor. Asta e bine. Când urmează o schimbare de... Asta e bine. Da. Deci, Doamne ajută. Deci, se pot face banii ăștia nu numai din mini-croaziere pe Dunăre, restaurante cu mâncare tradițională, pește prăjit, ciorbă de pește, salamură de crab cu mămăliguță, deja... Da. Așa. Ci și din vizitarea unor obiective turistice. Avem foarte multe clădiri istorice, încărcate de istorie. Clădirea poștei. Spre exemplu. Da. Da? Mai avem, vă spuneam de hale, vechea piață, un fel de Hanul Manuc la o scară mai redusă. Da. Da? Turnul de apă, la fel. Deci sunt multe biserici, avem mai multe biserici. Aveți care... biserica aceea de lemn? Biserica de lemn Maramureșeană, da? Da. Deci sunt foarte multe obiective care, integrate într-un circuit turistic, de către un tur operator, o agenție de turism, ar putea să fie efectiv o oază de plăcere și de relaxare pentru turiștii din București. Da.
nu zic 3 milioane, 1%, 30 de mii din alea 3 milioane, dacă vin aici, ne fac bugetul de 3 ori mai mare. Noi și asta și vrem să arătăm. Și relaxare. Se, dacă vreți, detoxifică de gazele din București, de betoanele încinse, când stai în pădure pe malul Dunării. Copiii cu tiroliană, un aquapark, de ce să nu, de ce ați văzut, comuna Balotești. Da? O comună de județul Ilfov, care era, din punct de vedere economic, era foarte jos, ca să nu zic mai mult. A venit un investitor, austriac cred că este, și a făcut cele mai mari terme din Europa. Da. Am fost acum 2 săptămâni acolo, inclusiv ambasadori. Deci am găsit acolo ambasadori care vin să relaxeze la terme. Mai toți turiștii care vizitează capitala României și în ultima vreme vin turiștii greci, polonezi, au început nordici să vină. Au și terme pe hartă. Obligatoriu. Da. Da? Deci dacă într-o comună s-a putut face asta, la 20 de km, 30 de km de București, au făcut terme. Noi care avem Dunărea, n-am putea să facem și un aquapark care să fie o ancoră care să atragă spre distracție bucureștenii? Sunt sigur că idei sunt foarte multe și da, văd că aveți deja niște idei bune. Da, venite în discuțiile cu oamenii și cu oamenii de afaceri în special, care au intuit potențialul, dar din păcate... Da, au fost sprijiniți. Să se sprijine. Da. Doamne ajută. Doamne ajută. Noi momentan arătăm ce ar putea găsi turistul acum. În prezent. În prezent. Da. Când viitor, să revenim la realitate. Când viitor, da, sună bine și tare mult ne-ar plăcea să avem norocul și să participăm cu aceste materiale și la ce ne aduce viitorul. Să știți că și în prezent există un turism într-o fază incipientă, în sensul că vin inclusiv străini, vă spuneam de halele, piața. Da? Da. Uitați ce clădire frumoasă. O clădire deosebită. Piața veche. Și are o curte interioară foarte frumoasă, gen Hanul lui Maluc din București. Da. La o scară mai redusă, e adevărat. Da? Acum pe aici e într-adevăr o stradă, o șosea. Da, da, e Bulevardul Republicii. Exact, da. Da. Și aici e o clădire. Pe diagonală este actuala piață, dar e o construcție provizorie din tablă, geamuri făcută de pe vremea comuniștilor. Aici este un magazin mai nou, era fabrica de pâine și acolo, chiar în stânga, aici era o fabrică de pâine. Da. Foarte bună și aceea. Aici avem biserica din cimitir, da? Sfânta Paraschiva, capela. Mă rog, e imagine mai veche, din perioada interbelică, din 1932 mai exact. S-au mai schimbat lucrurile, s-au mai modernizat, s-au mai renovat, adică chiar e... Deci, în prezent vin, suntem pe un circuit, să zicem așa, de cicloturism. Ok. Deci așa vin, să zicem, hai să nu zic doi, să zicem 10 turiști olandezi, francezi, care mai vin cu bicicletele. Ok. Deci infin. Când spui 10, spui nimic. Dar vin motocicliști. Tot la Prundu, primarul de acolo, a făcut un circuit pentru motociclete și atrage foarte mulți pasionați de sportul moto, da? Din București. Și vin și se dau pe acolo. E un dirt track. Deci prin noroaie, pe dealuri, pe acolo și lasă o grămadă de bani în comuna Prundu. Da? Okay. Și la noi vin motocicliști să vadă Dunărea. E foarte relaxant. Dacă chiar vă invit să mergeți pe malul Dunării, chiar dacă nu aveți nici măcar o toaletă pe malul Dunării, o toaletă ecologică, dar e foarte relaxant să vezi cum... Asta vreau să le zicem celor care ne urmăresc. Ce pot face ei acum? Deci poți, în primul, să viziteze Dunărea. Okay. Deci nu avem port turistic, dar faptul că stai pe malul Dunării te relaxează, te liniștește. Un aer curat, briza care bate pe malul Dunării, e foarte relaxant. Asta de la punctul Vamal, de acolo? Sau? Da, da, chiar la punctul Vamal, care deci, e chiar în port. Deci, în principiu, ar trebui să caute pe maps.vamal.vamal Olteința. Vama Olteința. Sau Poliția de Frontieră Olteința. Okay. Că e și clădirea Poliției de Frontieră, chiar lângă Vama. Okay. Sunt două clădiri separate. Și poți să te plimbi așa, ca un fel de faleză. Forțăm lucrurile, dacă spunem faleză, okay. Dar... Am zis ca un fel de faleză. Ca un fel. Ca un fel. Da. Și pe partea cealaltă se vede Bulgaria, Turtucaia. Dealurile de la Bulgaria cu localitatea Turtucaia, cum vă spuneam, acolo sunt mulți români. Exista și o șalupă care transporta un mic vaporaș.
de fapt. 20-30 de persoane cu biciclete, cu motorete și se duceau pe malul celălalt. Mai făceau și piața, că-s produse poate specifice. Poate apare. Poate reapare, că a mai fost. A, mai fost. Da, deci era Nicu Voinea, comandantul vasului, un ofițer de marină fluvială, da? Și practic făcea această trecere. Dura 20 de minute. Foarte drăguț. O mini-croazieră. Păi și pe acolo te plimbi, te relaxezi. Te plimbi. După care poți să vizitezi în Oltenița, v-am spus, muzeul. Da. Muzeul Civilizației Gumelița, da. Care este într-o clădire nouă, modernă, făcută de veche administrație, acum câțiva ani. Iarăși muzeul din turnul de apă, da. Da? Care e lângă Casa de Cultură, unde e Muzeul Civilizației Gumelița. Să te plimbi pe Alexandru, pardon, pe... Pietonală, strada Argeșului. Pe Argeșului, strada Argeșului, care sunt castani acum, înfloriți. Are o amprentă, da. Da, e patriarhal așa și un oraș idilic, să spunem. Când e totul verde. Când dispar frunzele, deja e puțin mai deprimant așa. Dar când e totul verde, practic se acoperă cu viață, da. Orașul. Sunt și niște clădiri vechi pe această artelă pietonală. Da, e Casa Creației, așa îi se spune. Da. În prezent sunt acolo cabinete medicale, sedii de partid și așa mai departe. Dar e o clădire foarte frumoasă. E neîngrijită, e în paragină, dar ea are o amprentă istorică foarte frumoasă. Și vis-a-vis Casa Vornicu. Da, și mai este în Parcul Mare, iarăși merită vizita și Parcul Mare, acum când e vară, e verde, cel flori, de lângă turnul de apă. De lângă turnul de apă și de lângă centrul muzeu. Multicultural, da. Casa de Cultură, foarte îngrijit și chiar este ok. Acolo avem Casa Elevului, înainte spunea Casa Pionierilor. Iarăși o clădire veche, frumoasă, cu o arhitectură interesantă, care chiar în spatele este Moara Dunării. Da. Vă spuneam iarăși o altă clădire istorică deținută de societatea americană. Se poate ajunge în apropierea Morii? Din spatele casei Elevului se poate ajunge, okay. Pe malul Argeșului. Acolo e și Argeșul, prin spatele, okay. Parcului și implicit al casei Elevului trece Argeșul, râul Argeș. Da? Găsești unde să mănânci un pește bun? Da. Cred că trebuie să cauți pe Maps, probabil. E o întrebare mai delicată, da. Da? Ok. Da, teoretic ar trebui să găsim, eu am venit cu mai mulți, inclusiv cu oameni de afaceri din Viena, n-am reușit să găsim, vreau o salamură de crap. Dar cândva se găsea, deci eu am fost acum vreo 10 ani la restaurantul Modern. E cel mai mare restaurant din Oltenița, are și o terasă mare, chiar lângă Parcul Central este, în spatele judecătoriei Oltenița. Ok. Da? Foarte frumoasă locație și atunci încă mai era, deci puteai să mănânci o salamură de crab, poate între timp lucrurile s-au mai schimbat, dar din păcate dacă te duci în port pe malul Dunării și ai vrea să mănânci așa o ciobă de pește, un pește prăjit, ceva tradițional, nu știu, greu, foarte greu și e păcat, pentru că acolo a existat, v-am spus, eu mi-am făcut cununie civilă acolo, da. Restaurantul de pe malul Dunării și se putea. După care poți să ajungi la biserica din lemn. Care foarte e formidabilă, frumos. Dar trebuie să o găsești și deschisă, e formidabilă. Da, este stilul maramureșean, făcută de meșteri maramureșeni. E într-un parc foarte frumos, parcul de la spital, un parc micuț. Deci e foarte îngrijită și e o clipă de încărcare cu energie pozitivă, de relaxare, de liniște. Când intrați în biserică, vă simțiți așa, degrevat de toate grijile. Și da. De toate, da. Mă rog, problemele pe care, cotidiene. Da? Uitați de ele. Da. Deci merită vizitată bisericuța din lemn, v-am spus, hala vechea, care e funcțională. Și gara arată bine. Clădirea gării, iarăși, e un moment istoric, așa, încărcată de istorie, da? Foarte frumoasă, e îngrijită, deci în prezent gara este operată de o firmă din Cluj, cred, un operator privat care se ocupă de relația de transportul București-Oltenița, da? Pentru cei care... 4.000 de oltenițeni care fac naveta zilnic la București pentru loc de muncă. Deci sunt multe vizitate. Ar mai fi regia de tuturn, dar din păcate e în paragină. E o clădire foarte interesantă vis-a-vis de stadionul Oltenița, care și el e în paragină. Da. Din păcate, deși s-a promis că o să facă, nu s-a făcut, dar potențial există, de se pot vizita multe clădiri istorice, am zis de clădirea poștei, am zis de Casa Creației, Casa Elevului, Muzeul Civilizației Gumelița, turnul de apă, chiar și clădirea unde a funcționat înainte Muzeul Gumelița, Civilizației Gumelița, pe strada Argeșului, în spatele primăriei. Da. E o clădire foarte interesantă, deci sunt multe de vizitat în Oltenița. Chiar ne uitam împreună, aceasta e primăria, fosta primăria orașului Oltenița, dacă se poate vedea.
ea a fost demolată. Tot așa, o casă cu amprentă locală, să spunem așa. Era o casă mai mare. Da? Aici este oficiul poștal, care există și în prezent. Este și acum. Casa poștei. Pe strada pietonală. E tot strada Argeșului, dar pietonală este doar între Bulevardul Republicii și Bulevardul Mărășești. Ok. În continuare nu mai e pietonală, că e poliția... Da, e în continuare. Da, e în continuare. Mergând spre deci Dunăre. Deci după muzeul cu melnițe... Da, după muzeu. După okay. Muzeu, pe partea dreaptă este. Ok. Chiar la intersecția străzii Mihai Eminescu cu strada Argeșului. Ok. Este clădirea poștei. Da? Sunt multe clădiri istorice care ar putea să nu știu, să trezească interesul. Uitați, aici era școala primară de băieți. Da? Pe strada General Manu, cum se numea atunci. Spuneam mai devreme de clădirea regiei de tutun, unde se tratau frunzele de tutun pentru a se... Și ne mai și spuneați de cum era tutunul. Da, da, vă spun. Da. Aceasta e clădirea, așa arăta. În perioada ei bună. Acum e în paragen, dar cum arăta înainte, da? Și aici este o vedere de pe malul Dunării, malul Olteințean, malul stâng al Dunării, cum se văd dealurile de la Bulgari, Turtucaia, cu Dunărea, cu... Și poza e făcută chiar în Olteința. Da, în, da, pe malul Dunării, pe da. Malul stâng al Dunării, în Olteința, da? Adică ai toată distanța. Da, exact. Uh-huh. 20 de minute de la cu un vaporaj și care nu era tocmai rapid, da, era un vaporaj așa, și așa, relaxat. Relaxat, da. Regia de tutun, vă spuneam, bunicii noștri, facem așa o scurtă paranteză, câștigau bani din tutun, adică ei practic cultivau tutun, recoltau frunzele, le uscau, cum le uscau? Toți aveam pe garduri salbe de sfori, era o sfoară care era trecută prin frunză, da? Și frunzele erau cam așa de mari, parcă le văd și acum, și se țineau din momentul în care erau verzi până deveneau arămii. Se uscau și deveneau arămii și miroseau așa un pic ca coniac. Da. Ceva de stafide, coniac, stafide, așa mirosea. Că eu când treceam pe lângă gardul bunica, venea mirosul. Eu nu fumez, dar îmi plăcea mirosul de așa. Și pe aceea când ele se uscau, toți vecinii, și apropo, nu dispăreau salbele. Deci erau pe exteriorul gardurilor, toți vecinii aveau și nimeni nu se atingea de... Respect. Da? Era... Cum e și acum în Delta, nu te... sunt mulți locuitori ai Delta care îi pun plase pentru să prindă pește, da? Și le lasă acolo, cu zile, cu săptămâne. Da. Nimeni nu se atinge de plasa respectivă. Domnule, nu e a mea, nu pun mâna. Dacă nu e a mea, de ce să pun mâna? Se pare corect, așa era și la noi pe vremurile frumos, alea. Da. Da, foarte frumos. Și după aceea le predai la regia de tutun. Deci, odată uscate acele aha, salbe okay. cu frunze, se predau la regia de tutun și ei le tocau mărunele așa și le furnizau ca materie primă pentru fabricile de țigarete. De la Râmnicul Sărat, de la București, Societatea Națională a Tutunului Românesc, cum se numea atunci. Deci, era o sursă de venit foarte o importantă. O mică industrie, așa? Da. Sau era chiar importantă? Era foarte importantă pentru că mai toți gospodarii din oraș aveau o târna pe gard salba. Vedeai da. O salbă, era gardul de lung la fiecare gospodărie, aveai tutun. Mulți și foloseau cu hârtie de ziar, da, tocau ei mărunți și roluiau, vârteau o țigaretă și fumau, bătrânii special. Dar femeile, că femeile se ocupau de chestia asta, strângeau și predeau la regia de tutun și odată pe lună își primeau banii, ceea ce erau bani frumoși. Gândiți-vă că industriile astea care dau dependență, da. Alcool, tutun și așa mai departe, sunt foarte rentabile. Da? Deci se plătea, era o firmă serioasă, regia de tutun. Da. 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 Deci aveam o tradiție locală, să spunem așa. Nu rivalizam noi cu cubanezii, dar cu havanele cubaneze. Dar pe acolo, pe aproape. Da, da. Acolo, mă rog, e și altă... E da. O poveste frumoasă. Se spune că trabucul cubanez e foarte bun pentru că se rulează pe pulpa unei cubaneze. A, ok. Da, și de aceea... Și unele soiuri de vin sunt atât de bune pentru că sunt... Da, călcate în picioare, zrobite, da. De niște da, domnișoare... E o poveste care da. Vinde. Da, 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 cum să nu. Și ei bagă, din câte am înțeles, în rom. Deci cubanezii, acele foi de tutun, le bagă în rom făcut din trestie de zahăr, da? Și de aceea are o aromă deosebită, okay. Havana, trabucul, da. Care e foarte scump. Eu nu fumez, dar am înțeles că e destul de scump o Havana între asta. Deci e o industrie profitabilă. Veneau americanii în perioada interbelică acolo, până să devină Cuba comunistă, când avem Fidel Castro. Și erau cazinouri, erau, mă rog, litoral frumos. Da. Da? Deci deosebit. Am închis paranteza. Da, okay. Da.
Deci am avut și noi, păstrând proporție, o industrie a tutunului. Da. Nu avem, dar asta înseamnă că nu poate să revină. Deci solul se preta la așa ceva. Ok. Da? Și iarăși era benefic pentru că, practic, e un insecticid natural. Adică tutunul conține niște substanțe, cu uleiuri aromatice, care îndepărtează orice alte insecte de la culturile de lângă. Adică plantai roșii sau ce puneai, okay. Nu, mai veneau, și nu mai veneau dăunătorii. Foarte interesant. Da, în momentul în care cultivai tutunul. Tot de la bunica o știu. Și acum nu se mai cultivă tutunul pentru că nu mai e unde să-l mai ducă la... E clădirea imparagină. Deci clădirea unde se colectau aceste salbe cu frunze de tutun uscate nu mai există. Okay. Adică e dezafectată. Bine, toată industria nu mai există. Adică dacă ai vrea să te duci undeva cu tutun, probabil că n-ai avea unde să te duci să-l vinzi. Da, și vedeți, a intervenit globalizarea. Acum pentru fabrica Philip Morris, fabricile ultramoderne din București, ca să nu dăm nume, da? Zice, și au ei de unde să aduc ei, procure... din Asia, din... Da. America Centrală, da, America de Sud, mare. Da, da, și nu mai sunt interesați de, pentru că noi făceam totul, era intern, adică da. Încurajam economia locală, da. Cumpără românește, adică cumpăram produse românești, materii prime, vedeți aici și un bazin legumicol, un bazin agricol, deci aici aveam, noi am putea hrăni Bucureștiul cu hrană bio, legume, fructe, cereale, deci făinuri obținute din cereale naturale, suntem o suburbie a capitalei, suntem în zona metropolitană. Dar oare ar putea veni bucureștenii, să zicem, să procure niște legume naturale de la țăran de aici? Sunt producători în zonă, dar nu sunt organizați. Aici tot administrația ar trebui să organizeze, aha, să facă un obor, un târg. Ok. Da? Și omul să vină, să mine plăcutul cu tirul. Deci nu există târgul de... Nu. A existat cândva, dar nu mai există. Exista un obor. Așa îi spunea chiar în capul Bulevardului Republicii, da, în extremitatea vestică a orașului, chiar aproape de malul Argeșului, uh-huh, unde se ținea și Bâlciu. Era un eveniment anual, vara venea Bâlciu. Da. Un oraș și... foarte interesant și cu multe povești. Multe povești. Și, uitați, aveam o fabrică, a trecut pe lângă ea, Valea Roșie se numea, Daphnes. I s-a spus după 89, da, apropo de vechea denumire a așezării, uh-huh, în urmă cu mii de ani, și produceam cel mai bun bulion din România. Erau niște cutii mici din tablă roșie, așa, cu o pastă de bulion extraordinară. Borcane cu fasole cu cârnați, brifcor, nu știu dacă mai știți, băutura răcoritoare. Știu și chiar mă gândeam acum câteva, da, zile dacă cineva ar putea să mai inventeze un pic brifcorul ăsta, să-l vândă. Rețeta a rămas. De rețetă, da. Rețeta este făcută de un profesor universitar de la Facultatea de Silvicultură din Brașov și este acronimul de la băutură răcoritoare indigenă din fructe corlățeanu, așa îl cheamă profesor, corlățeanu. Okay. Asta e povestea brifcorului. Era mai scump decât Pepsi. Pepsi era 3 lei și brifcorul era 5,50 lei la cofetărie, okay, la Lilia, cu un centru lângă primărie. Și era, avea, zice că mușchi de mandarină, de portocale, de mandarină. Așa gust avea. Astea, Fanta, astea sunt, n-avea nicio legătură. Și ne duceam la fabrică, că toți aveam rude care lucrau mii de oameni și la fabrica de conserve Valea Roșie. Și aveau butoaie mari de sirop. Deci ei practic aduceau de la Brașov siropul, adică esența o făcea Brașovul, esența o amesteca cu sirop de zahăr, se făcea sirop de mandarine, atenție, sirop de, cu gust de mandarine din fructe de pădure. Deci brifcor, băutură răcoritoare indigenă, nu din Africa, portocale sau din Grecia, da? Băutură răcoritoare indigenă din fructe, corlățeanu. Ce fructe? Ce fructe să aibă la Brașov ca să aibă gust de mandarine, nu? Fructe de pădure, măceșe. Deci profesorul Cărlățeanu de la Facultatea de Silvicultură extragea din afine, din măceșe, din nu scap acum denumirea, mai sunt frăguțe, da? Deci le combina totul natural, bio. Da, le combina și obținea o esență de un concentrat, să spunem așa, care avea gust de mandarine și culoare și gust. Culoarea era ușor de obținut, că na, combinai frăguțele roșii cu coacăze. Sunt coacăze negre și coacăze portocalii. Culoare galben, așa, da, parcă era, nu? Da, da, un galben portocaliu. Da. Un galben portocaliu într-o sticluță de 200 de mililitri, 250, depindea. Cico era, era mai ieftin, Cico, era mai așa, dar brifcor era o sticluță mai mică și era 5,50 lei. Okay. Scumpă. Știu că erau apărusele monezile de
5 lei din aluminiu. Da. Și nu ajungea, trebuia să mai și 50 de bani. Și 50 de bani. Da. Și mergeam la bunicul și ceream, da. Dar nu găseai mereu. E, și ei făceau acel concentrat, îl amestecau cu un sirop de zahăr și butoaiele acelea de 200 de litri, erau niște butoaie mari albastre așa din plastic. Veneam cu camionul la fabrica Daphnes, Valea Roșie, fabrica de conserve Valea Roșie la Oltenița. Și ei transformau acel sirop amestecându-l cu apă, aveau apă foarte bună, puțuri forate și cu bioxid de carbon și făceau sticlele de produs finit. Okay. Da? Deci concentrat, sirop, suc, produsul finit. Și se vindea numai în Oltenița, se vindea și în București, da. Pe la Hala Obor se găsea. Știu că mai și mergeam. Pe la cofetărie, știu și că la cofetărie, da, la exact. Cofetărie am băut. Și la Casata, dar țin minte la cofetăria Casata și la o cofetărie pe lângă, pe Calea Victoriei, lângă Ateneul Român. Aha. În spate la Hilton, sau cum se cheamă hotelul Copos. Eu am băut la un hotel de pe Pantelimon chiar. Deci distribuția era bună. Da. Deci ajungeam în București. Da. Noi putem hrăni București. Oltenița poate hrăni București cu sucuri naturale, cu legume naturale. Vă spuneam de Obor. Uitați, eu fac asta cu soția. De multe ori în weekend plecăm și hai să mergem turist de proximitate. Știm că se ține sărbătoarea cireșilor în comuna nu știu care. Sau târgu Oborul de nu știu ce la munte, aha, în zona muntelui. Chiar am fost și am cumpărat brânză de oaie. I-am adus și mamei sacre. Acum o brânză de oaie foarte bună. La Rucăr. La Rucăr. Și am fost în piața centrală de Rucăr. Foarte frumos, foarte plăcut. Deci vezi și locuri noi. Te plimbi, da. Schimbi decorul, da? Vezi locul noi și cumperi niște produse naturale direct de la sursă, de la producătorul local, care sunt oie și am luat un iaurt foarte bun de acolo, la sticlă așa de 2 litri, un iaurt extraordinar, nu ce cumpărăm în comerț, da? Și ieftin, cred că 8 lei am dat pe sticlă de 2 litri de iaurt, foarte bun, da? Brânză de oi, brânză maturată. Deci mai veche, uh-huh. Da? Telemea de oaie maturată, foarte bună. Și București 60 de lei, acolo cumpăr 40 de lei. Da. Deci ai și avantaje, dar știi că e și natural, totul natural. Deci așa ar putea să veni și bucureștinii la Oltenița, că s-ar ține în mod regulat un târg pentru producătorii locali, din Curcan, din Cășoarele, din Radovanu. Avem la Radovanu niște producători foarte buni de căpșuni bio. Da? Ar putea veni acești producători, salba asta de comune și sate din jurul municipiului Oltenița. Am zis doar la Radovanu și Chiloș, dar Cășcioarele, Ulmeni, Curcan și așa mai departe. Sunt multe sate și comune în jurul Olteniței și ar putea veni regulat duminica la târg și să vină bucureștenii să stea și pe malul Dunării, să mănânce ceva, să cumpere și asta ne-ar plăcea și nouă să se întâmple. Da. Și noi am venit cu se va întâmpla asta. Vă spun, deja târgul se țin în orașul Budești, cred că ați trecut prin el când ați venit. Da. Deci se organizează săptămânal târg la Budești. Un târg de obor de vite, cum se spunea, dar unde poți să cumperi păsări de curte. De ce să cumperi un pui din comerț care nu are niciun gust, e carton umed, da? Da. Cumperi o găină crescută în curte, care mănâncă frunze din curte, râme și așa mai departe, crescută natural, are alt gust. Și când se întâmplă târgul? De regulă, sâmbăta, duminica, și la mănăstirea e târg. Ok. Deci e în orașul Budești un târg săptămânal și mai un târg săptămânal, tot așa, în weekend. Sâmbăta, știu că era, la mănăstirea, chiar pe malul lacului Moșiștea. Okay. Da? Chiar la ieșirea din comună, când te uiți de la Oltenița spre Călăra și partea dreaptă. Deci am avut și noi acest obor de vite, cum se spunea, unde cumpărai de la grâu porumb, pentru că mulți locuitori în Oltenița au curs și mai au o găină să mănânce un ou natural și mai cumpără un sac de grâu, de porumb. De acolo cumpăram, din târgul ăsta, din obor, cum se spunea, în zona digului, în capul Bulevardului Republicii, pe malul Argeșului, și cumpărai cireșe, struguri. Când venea sezonul să faci vin, că mulți își fac vinul lor, cumpărau struguri de la țăranii care veneau din zonă. De exemplu, zona Greaca e o zonă tradițională de viță de vie. Socul meu a lucrat la Greaca acolo, în Salierte. Și erau, sunt numai dealuri în zona aia. Se pretează perfect zona deluroasă pentru culturi de viță de vie. Da. Le bate soarele frumos pe terasele alea. Multe s-au dezafectat, dar mulți au luat fonduri europene și au reînființat culturi cu soiuri nobile. Deci o zonă foarte bună, da? E, și puteai să cumperi în târgul ăsta o găină de casă, dacă stai la bloc, că sunt blocuri în Oltenița, da? Vrei să iei o găină de curte, să faci un pilaf, o supă adevărată, da? Te duceai la târg și cumpărai de acolo, găină direct de la țăran, de la producătorul local, din Chinoș, din Radovanu, din Curcan, din Ulmeni. Da. Roșii. A venit vara, vrei să mănânci o roșie cu brânză. Gustoasă. Da, da. Nu de alea care n-au niciun gust și supermarket, da?
acolo puteam să luăm. Din păcate s-a desființat ideea asta de obor și nici Bâlciu, care e și un eveniment tradițional, l-a așteptat de copii. Noi mergeam în Bâlciu, era o dată pe an, venea Bâlciu timp de o săptămână și te dădeai în carusel, în, mă rog, ce se putea. Da. Era un par de distracții adaptat vremurilor. Da? Da, da. Nu mai e nici ăla. Deci nu se mai face nici Bâlciu de Crăciun, nici oborul, de unde ai putea cumpăra produse naturale, sănătoase. Dar asta nu înseamnă că nu putem reveni. Dacă poate mănăstirea, comuna Mănăstirea, poate Budeștiu să aibă târguri săptămânale... Cred că o să trebuiască să vină și rândul oamenii. Se va întoarce și rândul nostru. Da, vom reveni la tradițiile astea care sunt și sănătoase. De ce să nu ne hrănim sănătos? De ce să nu cumpărăm produse românești de la fermierii din jurul Olteniței? Bineînțeles, asta și contează. Cumpărăm roșii din Spania și... Da. Ce să facem? Da. Deocamdată. Dar deci, există... toate se vor schimba, asta e clar. Categoric. Și vă spun că s-a schimbat și mentalitatea, șansa de a munci afară pentru mulți tineri care s-au dus și au plecat după 90 în Spania, Germania, Italia, Marea Britanie, i-a făcut să vadă altfel lucrurile, să aibă o altă atitudine, să aibă acces la tehnologie. Da? Sunt unii specialiști care în brânzeturi franțuzești, care au muncit acolo, în Franța, au furat meserie, cum se spune, și acum s-au întors să facă și în România ceea ce făceau acolo. Lapte avem și noi. Oi, vaci, avem bine și noi. Sens, da. De ce să nu facem și noi blânzeturile acelea de top foarte scumpe franțuzești, dacă știm rețeta? Știm cum se face, da? La fel, mulți au lucrat în Italia pe diverse, tot pe industria alimentară. Italienii sunt foarte buni la industria alimentară. Și la fel, au văzut cum se fac diverse salamuri italiene prin Lombardia, în Milano, spre granița cu Elveția, da? La fel, s-au întors acasă și vor să facă chestia asta, o mică mezelărie, să spunem așa, o afumătoare cu specific. Deci există germenii renașterii Olteniței. Da? Trebuie să încurajăm această reîntoarcere a tinerilor, care au și posibilități financiare, că au muncit pe bani frumoși afară, au și putere, sunt încă activi și au și cunoștințele necesare. Ori combinația asta nu te poate duce decât la un succes garantat. Atunci așa să fie. Ne-am bucurat foarte tare și ne-am bucurat să vedem o schimbare și o schimbare în bine, bineînțeles, de fiecare dată când ajungem pe aici. Cu mare drag. Deci îmi pare rău că doar v-am povestit partea idilică a Olteniței, pe care n-ați prins-o, noi am prins-o, dar dacă aveți răbdare o să o regăsiți curând. Da? De la cele prepelacuri de pe malul Dunării, când mănânci în pom, o senzație extraordinară, vă spun, eu am trăit-o, până la produsele cu specific local, naturale, mai ieftine și mai sănătoase decât cele pe care le cumpărați din București la supermarket. Bine! Păi, noi ne bucurăm foarte tare că ne-ați invitat și am stat de vorbă. Cu mare drag! Oricând. Și pentru ospitalitate. Vă mulțumesc cu mare și, drag! Și cu mare drag, dacă ne mai chemați, mai venim! Vreau să vă chem curând când vor apărea schimbările în bine. Da? Deci va fi o permanentă, un demers permanent, dar când apar primii germe, primele rezultate. Ok, vom veni. Da? Și tur operatorii, dacă cunoașteți în București agenții de turism care vor să fac sau sunteți implicați în așa ceva, deveniți tur operatori și faceți, luați bucureștenii, autocar închiriat, frumos, aduși, avem agropensiuni, avem unde să-i cazăm, se poate organiza o mini-croazieră pe Dunăre, nu știu, închiriat, un vas, Bulgaria au treaba asta. Da. Păi dacă pe Bulgaria și pe la Călărași e prințul Alexandru, parcă un vas, care inclusiv nunți. Gândiți-vă, apropo de nunți, sunt în București sunt foarte scumpe saloane de închiria, nu? Pentru evenimente de-astea, nunți sau evenimente corporative, team building-uri făcute de multinaționale din București. Ia gândiți-vă un vas ăsta cum e prințul Alexandru, de vreo 300 de locuri, să faci o nuntă pe Dunăre. Și să mergi până la Cazane, în zona aia foarte frumoasă, cheile Dunării, da? Deci să mergi pe Dunăre așa frumos și să-ți faci nunta. Unde ți-ai nunta? Pe Dunăre. E clar că idei sunt foarte multe. De se poate, dacă există... Nu zicem, nu suntem în pană de idei, asta e clar. Da, n-ar suna rău deloc. Da, eu zic că eu sunt optimist. Mai jos data n-am să ne ducem. Deci e clar că ne vom duce în sus. Okay. Da? Problema e să apară acei oameni, hai să nu spun providențial, oameni cărora le pasă, oameni care chiar au capacitatea de a ști și puterea de a face. Da. Bine, vă mulțumim tare mult. Cu mare drag. Vă mulțumesc și eu pentru demersul dumneavoastră. Îi mulțumim și Nine care e acolo în spate cu vă camera. Vă mulțumim mult de tot. Și vă și mai așteptăm cu mare drag să promovați Olteniția, că merită. Chiar e un oraș cochet, plăcut, relaxant, aproape de București, turismul de proximitate.
toate cele bune. Toate cele bune.